un proiect ambițios menit să contribuie la incluziunea socială a elevilor cu dizabilități prin dezvoltarea unor aptitudini care sunt legate de protejarea mediului înconjurător. În acest mod ar putea fi descris în câteva cuvinte proiectul Erasmus Plus, care a debutat la școala gimnazială Maria Montessori. Motivația acestui proiect este determinată și de dorința ca această mult discutată incluziune să depășească etapa retoricii și să devină o realitate în activitatea cotidiană a elevilor cu dizabilități. Motivația mea ține foarte mult de incluziunea copiilor cu cerințe educative speciale. Cred foarte mult în ideea că ei trebuie să fie participanți activi la viața societății și că nu trebuie să rămână doar o chestie de politică pe hârtie, ci trebuie să se întâmple într-adevăr. Și asta este principala mea motivație. Și pentru reprezentanta țării coordonatoare a proiectului Cehia, efortul de incluziune socială este un deziderat care merită aprofundat prin schimb de idei și opinii, mai ales într-o lume care nu-și mai permite să nu țină cont de ceea ce se întâmplă cu mediul înconjurător. The project is to teach children about protection of environment, but also to get together people from different countries to share opinions, to share ideas of education, of being with our students, and to encourage them and enable them to get into the society, to integrate fully as they are able. So that's the two aims of the project. Schimbul de idei și opinii cu alte zone europene din spectrul educației speciale a fost considerat ca fiind una dintre cele mai bune metode pentru a depăși provocările pe care România le mai are la acest capitol și de către președintele Asociației Betania și al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale din România. Din experiența mea, întotdeauna lucrurile pozitive dintr-o cultură pot fi adaptate dintr-o altă cultură, într-o altă țară. From his experience, all the positive things from a culture can be adapted to another culture, so we can actually learn each other the best from everybody. Acest proiect de mediu este un pas foarte important pentru școală, pentru elevii din toate școlile din țară. So this project is a very good step for our school and for all the school and all the people that are involved in this project. Acum, România mai are câțiva mici probleme de integrare și de adaptare pentru copii cu dizabilități. We still face some problems regarding inclusion with children with disability and on the people with disabilities. We still have to work to reach our goals. Cu siguranță o să aveți timp și discutați despre acest aspect. Yeah. And for sure we will also discuss about this this progress that we still have to do to and learn from your experience. Sunt plin de speranțe că lucrurile vor fi și bine. Strategia proiectului a mai fost salutată și de alți invitați care au reprezentat Direcția Generală pentru Protecția Copilului Bacău, Dana Țățaru, Agenția de Protecție a Mediului, Maria Ionos și Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială în persoana Lăcrămioarei Hanuș. Pe parcursul acestei săptămâni, elevii, însoțiți de cadre didactice, vor desfășura activități de ecologizare în Parcul Gherăiești, se vor deplasa în municipiul Bacău pentru a se familiariza cu provocările mediului din orașul nostru, vor desfășura activități sportive și se vor familiariza cu tipul de relief și flora în zona pădurii Măgura. Vor fi susținute de asemenea ateliere de lucru pe tema reciclării recipientelor din plastic, ambalajelor din plastic și carton. Școlile partenere ale instituției gimnaziale Băcăoane de învățământ special sunt din Cehia, țară care este și coordonatoarea proiectului, Suedia, Norvegia, Polonia, Germania și Cipru.